Bună ziua și bun găsit! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Doctor honoris causa. Primar de 4 stele, Ioan Bujor. Discuții în contradictoriu pe tema eutanasierii câinilor. În aula universității a avut loc ceremonia pentru decernarea titlului de doctor honoris causa al Universității Vasile Alexandrii din Bacău, domnului academician Bogdan C. Simionescu, profesor universitar doctor inginer chimist la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, cercetător științific la Institutul de Chimie Moleculară Petru Poni al Academiei Române. Este o onoare pentru noi ca Senatul Universității Vasile Alexandrii din Bacău să acorde titlul de doctor honoris causa domnului academician Bogdan C. Simionescu, marcantum de știință în domeniul cercetării și ingineriei chimice. Senatul a aprobat din septembrie anul 2022 acordarea acestui titlu, dar ședința festivă se desfășoară de-abia astăzi. Activitatea domniei sale este relevată în multe articole științifice în reviste indexate în numeroase baze de date, în faptul că a fost atât profesor universitar la Universitatea Gheorghe Asachi din Iași, director al Institutului pentru Pune din Iași, vicepreședintele Academiei Române, toate acestea spun multe despre activitatea domnului academician. În calitate de director al Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni din Iași, în perioada 2000-2014, academicianul Bogdan C. Simionescu s-a dovedit a fi un excelent manager științific care a promovat studiile interdisciplinare și a reorientat direcțiile de cercetare spre materialele polimere înalt performante pentru microelectronică, stocare de energie informației și protecția mediului. Pentru mine se întâmplă un eveniment care mă emoționează, în modul cel mai sincer o spun, din mai multe motive. Vasile Alexandrie a fost unul din fondatorii, din cei 21 de membri fondatori a Academiei Române. Și asta este un motiv care te poate emoționa când te gândești ce s-a întâmplat acum 160 de ani. Apoi, o parte din colegii mei de la Academie au fost și ei onorați de această poziție de membri ai doctor honoris causa ai Universității din Bacău. Deci este o onoare și este în același timp o obligație pentru viitor. În anul 2000 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în 2009 a devenit membru titular. Avem placheta Universității cu acordarea titlului doctor honoris causa. Mapa cu toate materialele promoționale ale Universității, cu doctorul cu laudatio și toate materialele acestei ceremonii sunt în această servetă pe care o acordăm de un academician pe care o va prelua la sfârșitul ceremoniei. Luna pentru viață, cu binecuvântarea înaltă a Sfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim și la inițiativa Părintelui Protoiereu Eugen Ciprian Ciuche, în luna martie a avut loc proiectul Luna pentru viață. Protoieria Bacău a derulat o serie de activități în sprijinul susținerii dreptului la viață al copilului născut și nenăscut. În cadrul proiectului s-au derulat filme cu tematică provita, afișe cu sloganul de susținere a vieții, oferirea de flori mamelor din comunitate, clipuri video cu mesaje de mulțumire față de cea mai dragă ființă, mama, oferirea de sprijin financiar sau material familiilor cu membrii numeroși, au fost doar câteva dintre inițiativele preoților implicați în proiect. A fost într-adevăr un proiect ambițios, deși se derulează doar pe o lună de zile. Am avut ca finalitate să proiectăm și aceste pancarte. Număram așa din ochi peste 60 de creații literare, creații artistice, poezii, mesaje de dragoste. Și acum, pentru că și sunteți aici, iată, aș vrea
câțiva dintre dumneavoastră să ne spuneți și prin ce emoții ați trăit, ați trecut și cum s-au implicat și copiii, cum i-ați văzut pe părinților, că o parte din aceste pancarte au fost afișate și în biserică. Am văzut că s-au pictat și icoane. Într-adevăr, mama este o icoană și în familie și în societate, pentru că ea ține de multe ori echilibru într-o familie și tot timpul copiii privesc așa cu drag la chipul mamei și spre ajutor și spre iertare și spre a primi ceva. Voi începe cu o scurtă mărturisire. În primul an de preoție, când am terminat o liturghie, a venit la sfârșitul slujbei o tânără și mi-a cerut niște bani. Noi eram obișnuiți ca întotdeauna să găsim aceste întâmpinări. Și m-a rugat frumos cu o explicație. Trebuie să fug la bunicii mei pentru că părinții mă obligă să fac avort. I-am dat suma de 50 de lei și a dispărut. Bineînțeles că n-am mai călcat pe la biserică. Iar după 2 ani de zile, văd o doamnă că vine cu un copilaș de mână și îmi zice: părinte, mai țineți minte că v-am cerut 50 de lei? A fost momentul în care viața s-a schimbat și mi-am dat seama că puteam să întorc spatele sau nu. Și de aceea la biserica noastră, intrarea Domnului în Ierusalim, în al preasfințitul părintele nostru Ioachim, a zis copiii să strige Osana, și de aceea avem acest centru ca o școală de duminică în care stăm la masă prima dată și de acolo, după ce ne obișnuim cu masa și cu toate celelalte, petrecem o duminică în familie, pentru că participă atât mamele copiilor, cât și copiii, dar găsesc totdeauna acolo a fi o familie. Acest proiect a fost cel mai frumos proiect derulat în parohia noastră, pentru că dacă pui un copil să deseneze ceva, prima dată va desena o inimioară, pe mama, sora, fratele, un cățel, o pisică. Deci, dacă îi întreb despre viață, despre mamă, e tot ce au mai sfânt și mai bun, și de aceea, cu siguranță, proiectul ăsta a fost cel mai frumos și cel mai dorit de copii. El ar trebui să fie o viață întreagă și să se predea de la o generație la alta. Nu doar desenatul, dar vedeți și mărturiile acestea prin poze, prin toate cele desfășurate, au marcat copilăria. Aveam la început câțiva copilași care se trezeau înaintea părinților ca să vină la biserică și spunem noi că biserica reprezintă casa a doua sau unde poți să fugi când nimeni nu te mai primește. Centrul Osana și prin proiectul acesta derulat prin protoierie, care n-a urmărit doar așa o plimbare dintr-un punct A în punctul B, ci o deplasare prin viața fiecărui om, spunem noi că a transformat viețile copiilor, că își cunosc idealurile în viață și primul ideal poate n-ar fi cariera, ci ar fi familia. Să facem un buchet de activități, pentru că în cadrul parohiei funcționează și o asociație. Din anul 2018 am primit binecuvântarea să desfășurăm împreună cu asociația unele activități culturale, sociale și educaționale. Activitatea de finală a avut loc la Complexul Muzealului Iulian Antonescu, cu vernisarea expoziției Bucuria de a da viață, în care au fost expuse peste 30 de pancarte realizate de copiii din parohiile participante la proiect, cu mesajul de susținere a vieții și a dreptului copilului la viață. Ne dorim ca prin aceasta să fie expuse pancartele realizate de către copii în parohiile protoieriei Bacău, împreună cu preoții lor, în cadrul atelierilor, prin care și-au expus gândurile lor în legătură cu ocrotirea și binecuvântarea vieții, prin niște pancarte, prin câteva mesaje și printr-o serie de desene care, după cum se poate bine vedea prin pancartele expuse aici în holul Muzeului Iulian Antonescu, transmit acest mesaj că viitorul este pro-viață. Este o zi binecuvântată într-o lună plină de lumină, pentru că biserica într-o această perioadă sărbătorește viața, sărbătorește bucuria de a fi și de a deveni părinte, de a deveni copil, de a fi cel care sau cel prin care Dumnezeu revarsă lumina binecuvântării sale asupra creației. Felicităm organizatorii, felicităm pe cei care înțeleg că a da viață este mai presus de orice dar al lui Dumnezeu. De altfel, toate și-au începutul într-o cele ale existența viețuirii noastre. Ziua de astăzi a fost nu doar despre cum
ea naștere viață și nu a proslăvit doar viața aceasta intrauterină, ci s-a mers undeva mai departe și s-a vorbit despre viața în Hristos, despre libertatea de a-L primi pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în Sfânta Biserică prin Sfânta Euharistie, despre putința de a fi cu toții copii, tineri, oameni maturi, oameni în vârstă a lui Hristos și aici a primi viață. Complexul muzeal Iunian Antonescu sprijină demersul protopapiatului Bacău în această expoziție dedicată vieții, dedicată mamelor și copiilor nenăscuți. Muzeul nostru nu este străin de activitățile cu copiii. Noi am organizat în ultima perioadă diferite ateliere, o parte dintre ei n-au trecut pragul muzeului, iar o parte au făcut diferite ateliere în cadrul parohiilor din protopopiatul Bacău și noi astăzi i-am găzduit pentru acest vernisaj, un vernisaj cu mesaje extraordinare dedicate vieții pe care comunitatea băcăuană le poate vizualiza până pe 7 aprilie. În cadrul proiectului a fost prezentată și s-a citit din cartea înaltă a Sfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, intitulată Copii, iubiți-vă mamele, poeme și aforisme lirice despre mame. Această carte reprezintă pentru fiii duhovnicești ale Arhiepiscopiei Romanului și Bacărului darul ierarhului lor în luna pentru viață, ca semn al unei prețuiri, dar și ca un înalt exemplu de ocrotire și omagiere a vieții ca dar al lui Dumnezeu pentru om. În încheierea zilei, preoții care au participat la activitățile proiectoieriei Bacău în cadrul programului Provita au primit câte o diplomă de recunoștință. Primar de 4 stele Ioan Bujor, primarul comunei Dofteana. În urma participării la atelierul de instruire pentru reprezentanții autorităților publice din mediul rural organizat de Asociația Comunelor din România, primarul Ioan Bujor a primit titlul de primar de 4 stele. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația Intellisoft în cadrul proiectului Cooperare Digitală pentru Dezvoltarea Locală finanțat prin Fondul Social European. La atelier au participat 41 de reprezentanți ai autorităților publice rurale, un expert la nivelul fiecărui județ, care au fost pregătiți și certificați pentru poziția de expert în digitalizare. Trainerul atelierului a fost Cristian Angel, iar expertul coordonator al instruirii a fost Călin Pop, ambii reprezentanți ai asociației Intellisoft. Participanții au evidențiat implicarea activă la atelier și importanța cunoașterii cât mai profunde a termenului de educație digitală. Proiectul Cooperare Digitală pentru Dezvoltarea Locală este implementat în perioada 26 august 2022 26 octombrie 2023 și are ca scop îmbunătățirea capacității administrative și digitale a autorităților publice locale din România. Evenimentul a fost unul deosebit pentru comunitatea rurală și pentru primarul Ioan Bujor, care a fost recunoscut pentru eforturile sale în promovarea dezvoltării locale și digitale a comunității sale. Felicitări, domnule primar Ioan Bujor! Polițiștii alături de elevi la școala Altfel. Polițiștii au desfășurat activități cu caracter preventiv împreună cu elevii din județul Bacău cu prilejul săptămânii școala Altfel. Au fost abordate mai multe teme de discuție în funcție de categoriile de vârstă ale elevilor cu scopul pregătirii acestora pentru viață, pentru o mai bună gestionare a riscurilor la care se expun. Polițiștii din cadrul compartimentului de analiză și prevenire a criminalității alături de colegilor de la Biroul Siguranță Școlară, Serviciul Rutier Proximitate, Agenția Națională Antidrog, Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău și Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Bacău, au fost prezenți în mai multe unități de învățământ din județ, aducând în prim plan scopul siguranței copiilor, atât în mediul școlar, cât și acasă, la joacă, pe stradă sau chiar pe internet. Beneficiarii activităților de prevenire au fost preșcolarii și elevii claselor primare și gimnaziale, dar și liceenii de la Colegiul Național Ferdinand Bacău, Școala Gimnazială Mihai Eminescu Lespezi, Școala Gimnazială Dr. Alexandru Șafran Bacău, Școala Gimnazială numărul 1 Gura Văii, Colegiul Național de Artă George Apostu Bacău, Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu Bacău, Școala Gimnazială Răcăciun, Școala Gimnazială Strugar și Școala Gimnazială numărul 1 Faraoan. Temele abordate au fost diverse, de la lecții de educație rutieră pentru cei mici, prevenirea bullying-ului și violenței în școli, a furturilor și a delicvenței juvenile, până la siguranța în mediul online, agresiunile sexuale sau trafic și consum de droguri. Polițiștii le-au vorbit elevilor despre infracțiunea și răspunderea penală, oferindu-le exemple de fapte săvârșite de minori care au fost sancționate conform legii. Bănuiți de distrugere prin incendiere, identificați, reținuți și ulterior arestați preventiv. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacău au identificat, depistat și reținut doi bărbați de 33 și 39 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere. Instanța a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 de zile. La data de 18 august, în jurul orei 1, polițiștii secției 5, Poliție Rurală Răcăciun,
stricăciuni au fost sesizați prin 112 de către o tânără de 33 de ani din comuna Cleja de faptul că persoane necunoscute i-au incendiat autoturismul care era parcat în fața locuinței. Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, care în urma unor activități informativ-operative complexe au identificat un bărbat de 33 de ani din Livez, bănuit de comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere. Pe 1 martie, polițiștii de investigații criminale împreună cu cei din cadrul Poliției Municipiului Onești, criminaliști și cei ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale au efectuat 4 percheziții domiciliare, din care 2 în Onești, una în Livez și una în București, unde au identificat mijloace materiale de probă, telefoane mobile, chei de autovehicule, un pistol neletal și sume de bani. Bărbatul de 33 de ani și un altul de 39 de ani din București au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. Din cercetări s-a stabilit că bănuitul s-ar fi deplasat cu un autoturism condus de un bărbat de 39 de ani din București pe raza comunei Cleja, la domiciliul fostei concubine, respectiv tânăra de 33 de ani, unde ar fi incendiat autoturismul și bunurile acesteia din interiorul autovehicului, folosind un lichid inflamabil, cauzând un prejudiciu de aproximativ 20.000 de euro. Pe 27 martie anul curent, cei doi bărbați au fost reținuți de polițiștii Serviciului de Investigare Criminale pentru 24 de ore. Instanța a dispus arestarea preventivă a celor doi pentru 30 de zile. Activitățile au fost realizate cu sprijinul Poliției Sector 1 București, al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție București, ai grupării mobile de jandarmi Bacău și Unitatea Teritorială de Analiza Informațiilor Bacău. Suportul tehnic a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Ample discuții în contradictoriu au fost purtate în plenul ultimei întruniri a legislativului local al municipiului Onești din 30 martie 2023. De altfel, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghina a explicat de ce a inițiat un proiect de hotărâre ce vizează eutanasierea câinilor fără stăpân din municipiu. Această plângere prealabilă nu are sensul la momentul ăsta. Săptămâna asta am avut discuții destul de avansate cu Red Dogs, o asociație din Germania. Urmează să semnăm un protocol între ei. Eu, ca reprezentant a primăriei DPP și asociația respectivă, care se angajează să ne ajute cu adopțiile de câini, astfel încât să nu se atingă numărul maxim de animale. Până la momentul ăsta n-a fost eutanasiat niciun câine, nici nu intenționăm să ajungem, mai ales că am găsit soluția cu sprijinul acestor oameni cu suflet mare, care au sterilizat aproape 500 de 4 pede în perioada anterioară, 16-19 martie. Am convenit de comun acord să încheiem acest protocol, să ne susțină, să angajează, să ne ajute cu adopțiile. Mai mult, în perioada următoare vom propune, voi veni în fața dumneavoastră pentru o asociere, pentru înființarea unui nou adăpost pe care noi vom pune la dispoziție un teren în acest parteneriat. Ei se vor ocupa de tot ce înseamnă construire și întreținerea adăpostului, astfel încât să nu ajungem la o eutanasiere. Păi și atunci să nu fim de acord cu plângerea? Nu și are rost. Adică eu nu înțeleg de ce am făcut HCD-ul acesta. Deci pentru că dacă vom ajunge, suntem nevoiți să-l și eutanasiem, dar noi am găsit soluții față de dumneavoastră care doar aplaudați de pe margine și putea să veniți cu o propunere cu un ONG care se implice cu doi câini adoptați. V-aș ruga să fiți decent în exprimare. Sunt foarte decent și mi-asum cum vorbesc. Da. Vorbesc în fața oneștenilor și mi-asum orice cuvânt îl rostesc. Dar eu nu o să... Foarte decent. Da. Mulțumesc. Până să criticați și să stați pe margine, numai să criticați, puteți să găsiți și soluții. Noi, spre deosebire de dumneavoastră, am găsit soluții. Împreună cu... Sunteți plătiți să faceți treaba. Și dumneavoastră sunteți plătite și doar aplaudați. Mulțumesc. Activitate bilanța Asociației Proba Sarabia Bucovina și Ținutul Herțe, filiala Onești, chiar la împlinirea 105 ani de la unirea Basarabiei cu țara mamă. De remarcat este faptul că la eveniment au fost prezenți primari, dar și foști primari, care de-a lungul timpului au fost aproape de activitățile asociației, ba chiar au fost implicați activ ca și parteneri. Este vorba de Adriana Enache, primarul comunei Mănăstirea Cașin, Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului Stațiune Târgocna, dar și de Ștefan Șilochi, fostul primar al orașului Târgocna, și Daniel Soroiu, fostul primar al comunei Cașin. Mai multe detalii în minutele următoare. Da, am avut șansa ca prin
participând la foarte multe ediții a unui eveniment cultural care a unit, care a făcut ca Brutul să fie pârâul din grădină, cum spunea un regretat prieten al nostru, al românilor, și un mare cucutenian, ca să zic așa, prorectorul Universității Tehnice, domnul Dorogan, dus la ceruri, el așa numea. Să facem Prutul pârâul din grădină, să-l sorbim tot timpul când venim la caș, ne luăm și sorbim din Prut, doar o deveni pârâul din grădină. Un alt mare basarabean și român, academicianul care s-a dus și el la ceruri de curând, domnul Nicolae Dabija, aflat la Ubâlcea Mioriții, un loc de pe harta României unde se întâlnesc cele trei ținuturi ale bancilor din poveste, ce se află pe teritoriul comunei Cașin. Atunci când noi am pus monument de cultură populară acolo, am făcut doi pași, așa, ca să fie pe teritoriul comunei Mănăstirea Cașin, să nu fie la Tulnici sau în altă parte. Bine, deci acolo Nicolae Dabija, academicianul istoric, cum nu avem niciun motiv să negăm această calitate, și această calitate a marelui Nicolae Dabija, a zis că de-a lungul istoriei a trecut atâtea ape peste români și ne-a rămas vorba aia. Apa trece, pietrele români. Cred că a fost și acest aspect pe care istoricii îl cunosc, unii pot fi de acord, alții nu, când am mai lăsat capul plecat și nu ne-l-a lăsat ea. Care v-a să zic că m-ați pus la colț. Da, și în Cașin s-au făcut anumite acțiuni. Tânărul fost primar a zis de acea înfrățire. Noi am marcat Marea Unire din cei 100 de ani de la Marea Unire într-un fel inedit. Atunci s-a făcut înfrățirea cu localitatea Colibaș și cu localitatea Mahala din Bucovina. Deci o mică unire într-o localitate de aici, de lângă Unești. Așa am reușit noi să facem, comunitatea și administrația, bineînțeles, să facem câte ceva. Eu personal am avut șansa deosebită de a merge la atâtea ediții a simpozionului cu câte 5.000 redivivus, atât la, în Basarabia, cât și în România, și acolo am cunoscut într-adevăr oamenii care își doreau să fie sub aceeași conducere. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 4 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat, sunt posibile averse de ninsoare, mercurul în termometre urcă până la valori de 2 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 0,1 grad Celsius. Miercuri, 5 aprilie, cerul va fi parțial înnorat, sunt posibile șanse de ploaie amestecată cu zăpadă, mercurul în termometre atinge valori de 4 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1 grad Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.